Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Sperăm să ne auzim. Uite că astăzi suntem la televiziunea grupului Iubim Brașovul și avem oaspete, prieten nou, invitat astăzi la emisiunea Business and Living, domnul profesor Ioan Negrilă, inspector general adjunct Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Educația înseamnă și adaptabilitate. Este esențial să continuăm școala. Și nu numai, să abordăm următoarele subiecte. Anul școlar 2020 în față cu pandemia, ideea de implicare socială, rural și urban în sistemul de învățământ brașovean. Consiliază și sprijină dezvoltarea culturii organizaționale a unităților de învățământ în asigurarea transparenței procesului educațional pentru dezvoltarea capacității de relaționare a unității de învățământ cu mediul cultural, social și economic specific comunității și mai mult decât atâta este implicat în multe, multe proiecte. Dar oameni buni, acum că suntem live, îi mulțumesc pe calea aceasta. Data trecută a fost invitat la noi, dar a fost o emisiune înregistrată. Așa că, doamnelor și domnilor, puteți să veniți cu întrebări pentru domnul profesor, inspector general adjunct, Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Bună dimineața, să vedem dacă ne auzim. Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație! Într-adevăr, suntem într-o perioadă în care ne-am schimbat cam toate obiceiurile, ne-am restructurat, să zicem, ideile pe care le aveam înainte și nu numai atât, șablonul zilnic al activităților. Și începem să ne reorganizăm mai forțat așa un pic, de dată fiind situația, să ne reorganizăm pe un sistem educațional care să cuprindă din ce în ce mai mult și e-learning-ul, adică învățarea cu ajutorul tehnologiilor. Ce pot să spun? Este destul de greu pentru că, având în vedere faptul că nimeni nu s-a gândit că vom ajunge într-o asemenea situație, învățarea asistată de tehnologii până acum a fost făcută în cadrul unor lecții demonstrative, unor proiecte, unor legături între școli sau între universitate și preuniversitari. Deci, au fost, nu au fost extinse, au fost localizate într-un anumit loc sau pe anumite domenii. Ei, acum, având în vedere faptul că a trebuit să stăm la domiciliu și să lucrăm de acasă, atât profesorii cât și elevii și părinții, la fel au supravegheat această activitate, începem să vedem lucruri noi, să gândim lucruri noi, să tragem concluzii din tot ceea ce avem noi acum și să începem să creăm materiale, resurse educaționale și pentru mediul online. Oricum, ceea ce vreau eu să spun e faptul că niciodată învățarea cu ajutorul tehnologiilor nu va înlocui învățarea tradițională. Dar vine în ajutor dacă reușim să îmbinăm învățarea tradițională cu cea cu ajutorul tehnologiilor. Va fi un lucru extraordinar și cred că acesta este primul pas pe care, mai forțat, ce-i drept, dar pe care îl vom face cu toții. Pentru că în acest moment, dacă până acum ne gândeam că la modul ideatic că facem învățare online, acum ne gândim sub o altă formă. Am văzut care sunt și părțile bune, am văzut și care sunt părțile mai puțin bune, am văzut
și cum reacționează colegii noștri profesori, cum reacționează copiii, cum reacționează părinții, care sunt posibilitățile noastre de adaptare în acest moment la acest sistem. Cât putem sau cât putem transmite doar prin online, cât putem să discutăm, pentru că până la urmă învățarea nu înseamnă doar o parte tehnică, ci și acea parte, nu știu, legătura aceea între profesor și elev, pe care cu toții am simțit-o, că a fost mai bună sau mai puțin bună, sau avem profesori care i-am ținut minte și vom ține minte pe tot parcursul vieții. Ei, astea sunt lucrurile pe care noi le-am descoperit acum, care s-au evidențiat. Și începem să le structurăm, să vedem ce putem face și să găsim această modalitate de completare, spun eu, a tradiționalului cu partea informatică și invers. Cum stăm? Mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru pentru această clarificare. Și vom vedea ce se întâmplă. Cum stăm în zona asta de digitalizare, cel puțin la nivel de județ Brașov? La nivelul județului Brașov stăm destul de bine. Majoritatea școlilor dispun de și de aparatură, cum spuneam și data trecută, și de parte tehnică. Avem în schimb și probleme acolo în comunități unde copiii, unii dintre ei poate nu au internet sau poate device-urile nu corespund adaptării. Am început să gândim și aceste situații prin, nu știu, realizarea unor pachete educaționale care să ajungă în mod fizic la copiii aceia o dată pe săptămână, eventual, sau de două ori pe săptămână, în care ei să nu piardă absolut nimic din ceea ce se face și în mediul online. Oricum, în această perioadă, azi dimineața am avut o videoconferință cu colegii mei de la ISJ și am aflat că în SIR, cei care lucrează în învățământ știu despre ce e vorba. Este acel sistem. Să ne povestim despre ce este vorba, da? Este acel sistem informatic în care există toată baza de date a elevilor din pe clase, pe specializări, pe școli. Pe lângă rubricile pe care le găseam până acum, în acest moment au mai fost trecute câteva rubrici care, în care, să spunem, vor fi trecuți elevii care nu au posibilități, da, pe fiecare clasă în parte, sau nu au device-uri necesare sau nu dispun de ceea ce e necesar pentru a putea intra în online. Și atunci o să avem, să zicem, o situație clară și completă a acestor copii, tocmai în a veni în sprijinul lor, într-o primă fază să vedem cum îi putem ajuta cu dotările din școli, iar în următoarea fază prin proiecte care sau prin care să începem să achiziționăm atât la nivelul inspectoratului cât și la nivelul ministerului să achiziționăm pentru ei device-uri și nu știu, abonamente pentru linii de internet sau pentru tot ceea ce înseamnă online, ca și ei să poată să participe. De asta. Bun. Da, vă rog. Da, spuneam că suntem în acea fază în care a trebuit până la urmă să culegem toate datele din toate direcțiile și să începem să ne
să ne redescoperim cu toții. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, colegii noștri și-au făcut foarte bine treaba la nivelul claselor. Problema e că în momentul când ne-am întâlnit cu această situație, deja un pic toată lumea a fost derutată, pentru că nu faptul că nu s-ar fi dorit sau nu s-ar fi sau colegii noștri n-ar fi fost interesați să facă sau copiii n-ar fi fost interesați, dar de multe ori posibilitățile și nu numai. Și nouă ne mai pică internetul câteodată. Da, când ne uităm la un film pe Netflix, dăm drumul și la jumătatea filmului ne arată că nu mai avem conexiune la internet. Ei, lucrurile astea nu putem să le vedem înainte și atunci trebuie să ne adaptăm. Una este adaptarea în mod tradițional la clasă, alta este adaptarea în mod virtual, pentru că aici ținem și avem de-a face cu tehnologia. La clasă avem de-a face cu noi, cu persoana noastră, cu felul nostru de a reacționa, cu felul nostru de a fi în fața elevilor, în fața copiilor. Pe când aici ești și în fața copiilor, e mult mai complicat, pentru că de cele mai multe ori vorbești de unul singur, nu există interacțiunea. Ați văzut, ai 30 de copii într-o clasă, nu poți să-i vezi pe toți în același fel și să începi să dialoghezi sau să ai o interacțiune directă. O faci tot prin intermediul tehnologiei care este rece. Și atunci cam vorbesc singur de multe ori, mult timp, mai mult, nu poți să-i ții o oră întreagă sau să faci acel program de 6 ore pe zi, nici cei de la protecția muncii până la urmă nu te va lăsa. Sau e mult să stea un copil atâtea ore în fața device-urilor. De asta spun că niciodată partea de predare în acest mod nu va putea înlocui învățarea și predarea tradițională, dar îmbinându-le ajungem acolo unde ne dorim. Putem să facem pe zona de online niște lucruri extraordinare. Avem informații, avem foarte multe site-uri din care putem să extragem informațiile, putem să ghidăm copiii exact cum eram noi ghidați când aveam doar biblioteca, da? Și mi se dădea o bibliografie, te duci în bibliotecă și vezi următoarele cărți, le studiezi. E, acum intri pe net și studiezi următoarele site-uri sau trimiți către niște link-uri unde găsesc informația potrivită. De asta spun că trebuie să îmbinăm cele două lucruri. Acum, cât de bine le putem face? Tehnologia de care dispunem, calitatea transmisiilor noastre online, legăturile de internet pe care le avem sau chiar legăturile de cablu, câteodată și cablu pică, ați văzut, dacă începe un pic de furtună, pică tot sistemul pe un cartier întreg. Stai să până apare. Mai sunt multe, dar la nivelul județului, v-am spus, colegii noștri s-au mobilizat, chiar azi de dimineață povesteam cu un coleg profesor și îmi spunea, zicea, am rămas surprins, am avut toată clasa astăzi pe net la oră. Da? Să fim serioși. Vă rog. Și când suntem la clasă mai lipsesc 1, 2, 3 dintr-o sală de clasă. Sunt cazuri în care avem sala cu prezența toată și sunt cazuri în care avem sala în care lipsesc 2-3 copii din diferite motive. Nu spun că chiulesc, nu. În diferite, unul e bolnav, unul are o problemă, unul... Dar există și aceste situații. Ei, în online se întâmplă la fel.
Am mai auzit și discuții în care spuneau, a, păi n-au intrat toți. Nici la clasă n-au venit toți la un anumit moment sau într-o anumită oră sau într-o anumită zi. Asta nu e o comparație sau să tragi niște concluzii pe acest lucru. De aceea, ceea ce se face acum la nivelul SIR-ului ne va da o oglindă perfectă a ceea ce se întâmplă în sistem și vom ști mult mai bine care sunt acei copii care nu au posibilitățile necesare ca să putem interveni prin planuri remediale, prin tot felul de proiecte ca să îi susțină. Da, până să intrăm în detaliile pe care o să le discutăm și o să le implementăm, vreau să îmi povestiți puțin care este structura sau ce s-a întâmplat, bineînțeles, după decizia președintelui țării prin suspendarea și încheierea, bineînțeles, anului școlar 2019-2020. Ce se întâmplă acum, să le mai amintim celor care se uită la noi, care este structura, calendarul, că structura deja este încheiată, dar calendarul următoarelor etape pentru cei care trebuie să-și susțină examenele, dar și pentru anul 2020-2021. În acest moment avem câteva măsuri cu privire la, la reluarea activității în sistemul de educație. Bineînțeles, după încetarea stării de urgență, asta înseamnă începând din 15 mai încolo. Până atunci, noi ne continuăm cu întâlnirile online cu elevii și după această perioadă, gândindu-ne efectiv la starea de sănătate a copiilor și la interesul lor, da? Pentru că până la urmă interesul elevului primează, așa spune și legea și așa considerăm și până la urmă noi. Interesul și sănătatea profesorului până la urmă acum. Dar într-adevăr a copiilor. Da. Asta urma să spun acum. Am luat-o de la treapta cea. În prima fază se va încheia situația școlară pentru toți elevii. Susținerea evaluării naționale și examenul de bacalaureat și examenele de certificare a competențelor. Adică asta trebuie să explicăm. Asta trebuie să explicăm ce înseamnă competențe și când se dau, și după aceea bacalaureatul, că foarte mulți cred că se și confundă. Într-o primă fază avem doar acest set de măsuri pe care îl vom implementa în perioada următoare. Partea de metodologii și partea de organizare a ceea ce se va întâmpla după data de 15, adică organizarea evaluării și organizarea bacalaureatului, încă nu a fost stabilită. Pentru că așteptăm și noi să vedem foarte multe direcții în care ar putea o lua această pandemie. Și atunci, în funcție și de acest lucru, se vor stabili anumite măsuri. Pentru că acum aș putea să spun dăm evaluarea națională în felul X, da? Și să facem o metodologie care peste două săptămâni să ne dăm seama că nu este viabilă. Noi oricum am lucrat și am trimis propuneri către minister. Am văzut că la foarte multe propuneri am fost pe aceeași lungime de undă cu cei care lucrează acolo și s-au întâmplat niște lucruri. Pe urmă, tot în această perioadă se lucrează la ghidurile metodologice, adică la ceea ce se va întâmpla din toamnă până pe tot parcursul anului viitor. Să vedem materia, cum se va recupera, ce se va face cu această materie, care sunt formulele cele mai bune pentru a veni și în ajutorul copiilor. Deci s-au făcut echipe pe județe
pentru aceste ghiduri metodologice și acum sunt în plină constituire. Vreau să vă spun că și Brașovul a fost solicitat ca să participe la aceste ghiduri metodologice. Ei, eu pot să vă spun doar ceea ce este sigur în acest moment. Iar ceea ce este sigur e faptul că se va susține evaluarea națională și examenul de bacalaureat. O să vedem pe metodologie care va fi și procedura, dar asta o vom discuta exact în momentul respectiv pentru a nu induce în eroare nici elevii, nici părinții. Se va reveni în unitățile de învățământ și se va realiza doar pentru elevii de a 8-a și a 12-a, adică și anii terminali și a 13-a, da? Anii de final de școală profesională și post-liceală, da? În condiții de siguranță, începând cu data de 2 iunie, pe o perioadă de 2 săptămâni, da? Unde se vor realiza doar activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale. Deci exact în această perioadă, doar clasele terminale, nu ceilalți elevi. Ceilalți rămân pe partea de sistem online și diriginții, directorii și diriginții le transmit ceea ce au de făcut. Înainte să continuăm, avem o întrebare de la o doamnă, Ildiniuța Farcași, ceva de genul acesta, și mulțumim, sper să nu-i fi greșit numele. Bună ziua, ce vor face copiii care nu au posibilitatea să dețină dispozitiv să facă teme online? Un sfat, vă rugăm. Uite-te, e o întrebare. Da, este o întrebare. Nu. Niciunul dintre colegii noștri nu au recomandarea a fost să nu facă teme online. Ei doar au aprofundat, au discutat materia pe care au făcut-o până atunci, au lucrat cu copiii cam ceea ce au crezut de cuvință, fiecare pe conform domeniului în care activează, dar n-au fost date teme online, iar dacă nu au posibilitatea să dețină dispozitive, noi lucrăm la niște proiecte, ceea ce vă spuneam, care să ajungă, da, de remediere, de regândire a temelor, da, sau hai să nu-i spunem temelor, a conținuturilor, da, care să ajungă și la acești copii. Deci părinții trebuie să fie convinși că niciun copil nu va rămâne cu lacune. De asta și am pus această rubrică în SIR, da, pentru a vedea câți copii nu au device-uri și nu pot să intre în zona online, tocmai pentru a putea veni în ajutorul lor. Termenul dat este de până luni, da, până în data de 4, pentru toate ca să se știe exact. Ca să se știe exact, să se ia legătura cu fiecare copil în parte, iar cu cei cu care nu se poate lua legătura, înseamnă că sunt copii care au nevoie de aceste tehnologii, device-uri. Mai mult, și aici copiii sunt întrebați de ce device-uri dispun, că dispun de calculator, că dispun de tabletă, că dispun de telefon. Pentru că și acest lucru este important pentru a vedea cum ne gândim materia, da, sau conținuturile pe care le vom aborda cu ei. Iar acele programe pentru cei care nu pot sub nicio formă, iar va fi gândită o structură, ori școala vine în ajutorul lor cu împrumutul unor echipamente, ori nu știu, se găsesc multe variante și vom discuta acest lucru exact pe cazurile
concrete. Pentru că și aici trebuie să știi toate datele problemei ca să poți să iei o decizie corectă. Nu mai poți să faci, să trasezi niște direcții pentru toată lumea. Mai ales în această situație. Da, mai ales în această situație, pentru că până nu ai toate datele concrete, în ce zonă este copilul, ce mai știu eu, rețea are acolo, cum poți să intri, ce device poate fi folosit, știe să lucreze sau nu știe să lucreze, cum. Deci sunt foarte multe, foarte multe lucruri. Tableta sau telefonul trebuie pregătit dinainte sau știe el să-și instaleze acele mici softuri pentru a putea să lucreze mai departe. Deci sunt multe variabile de care trebuie să ținem cont. Ei, în momentul oricum, când... Oricum îi mulțumim doamnei Farcași că ne-a pus această întrebare și că cât de cât ați răspuns. Da, nu pot să-i spun asta se va întâmpla, pentru că eu stau la dispoziție și colegii mei la fel și putem punctual să rezolvăm problemele care se ivesc. Pentru că de la, nu știu, de la un copil la altul, de la o școală la alta, de la o zonă la alta, apar alte variabile și atunci haideți să le luăm punctual. Doamna oricând mă poate contacta și putem vorbi exact pe situația respectivă. Pentru că acolo trebuie să luăm legătura și cu școala, să vedem ce s-a întâmplat la nivelul școlii, la nivelul clasei, doamna învățătoare sau doamna dirigintă să ne spună care sunt posibilitățile copiilor de acolo, cât au putut să intre, cât n-au putut să intre. Deci sunt foarte multe lucruri și atunci unele lucruri le rezolvăm. Da, acum avem pe ecrane o statistică făcută de Fundația Orange și ne spune în felul următor: digitalizarea, 50% dintre elevi o accesează de mai multe ori tableta, matematica, limba română, literatura română și limbi străine, materii pe care le folosesc cel mai frecvent pe platformă. 8 din 10 elevi consideră că materialele primite de la profesor prin intermediul platformelor sunt utile pentru învățare și exersare, exact ce a zis și dumneavoastră. 98% din cadrele didactice consideră că platforma utilă este foarte utilă în contextul actual. Elevii spun că platforma îi sprijină atât în petrecerea timpului într-un mod educativ, interactiv și antrenant, cât și să mențină legătura cu profesorii. 95% dintre cadrele didactice vor utiliza platforma și după reluarea cursurilor. Și asta este un lucru îmbucurător, pentru că în statele, cel puțin în zona mai mult decât atât, în zona de universități, deja aceste lucruri sunt la ordinea zilei. Creare de teste pentru elevi și trimiterea și primirea temelor în funcție considerate cele mai utile de către profesori. Aici mai puțin elevii sunt încântați. 4 din 10 profesori au creat propriile materiale în platformă și asta este foarte bine și ar trebui încurajat acest lucru. Jumătate din profesori utilizează și testele în format digital de pe digitalizarea.ro. Părinții accesează platforma de mai multe ori pe săptămână. O treime din cadrele didactice predau matematică, iar o cincime sunt și învățători, cel puțin la mediul primar. 57% dintre elevi sunt din mediul urban și 52% din profesori sunt din mediul urban. O statistică făcută de Fundația Orange, eu zic că este destul de bună și încet încet ne adaptăm și noi cerințelor de astăzi și cerințelor pe care le avem. Da, într-adevăr, statisticile acestea care s-au făcut cel puțin sunt foarte rapide, pentru că sunt și online și au fost făcute și
luate foarte, foarte repede. Da, ceea ce vreau să vă spun e faptul că colegii noștri, profesorii, încă de acum 10 ani de zile, da? Ca să dau așa o perioadă estimativă de timp, au început să lucreze, unii dintre ei, în zona online-ului, să creeze diferite programe, să prezinte prin diferite programe și, sincer, vă spun, eu prin 2004-2005 am creat primul soft de predare cu ajutorul calculatorului. Și mai mult, unele chiar ore de instrument le-am făcut prin calculator. Plecam în concediu sau plecam undeva într-o vacanță, nu știa copilul ce să facă sau cum să abordeze o anumită problemă. Mă suna, intram pe WhatsApp și discutam problema respectivă. Deci am făcut lucrurile acestea, colegii noștri au făcut lucrurile acestea. Problema este că în momentul când a trebuit să fie la un nivel atât de mare, a fost un început și un început greu, pentru că mulți lucrează pe Zoom, mulți lucrează pe Skype, mulți lucrează pe, nu știu, poate doar pe WhatsApp, pentru că nu au alte posibilități. Și atunci, neexistând, cum nu există nici în alte țări ale lumii, să nu credeți că Franța sau că Belgia sau că, nu știu, Olanda, Germania nu au aceste probleme. Toate țările au aceste probleme, pentru că nu ai cum să optimizezi atât de mult structura și să faci o predare unitară sub această formă. Asta spuneam, poți să îmbini tehnologia, da, cu partea tradițională. Eu sper să putem scăpa cât mai repede de această situație, ca într-adevăr să ne revenim și să începem să regândim și acele resurse educaționale deschise, dar nu la foc continuu. Sau să se facă mixt. Da, se poate. Eu aș merge, am văzut câteva cursuri de la universități. Și exact. Am la un moment dat o studentă a spus în felul următor: mă bucur că a fost transmisă online sau transmis online cursul acesta, pentru că dacă nu, eu n-aș fi putut să ajung. Era de la Pitești, da? Sau mai mult, cei care au probleme medicale, care nu se pot deplasa, au piciorul în ghiț. Ei, mergând pe un mix, da, între tradițional și online, am putea să ne ținem cursul la clasă, da? Iar pentru cei din clasa noastră care nu pot să participe din diferite motive, da? Noi spuneam din diferite motive binecuvântate, nu din celelalte, și anunțate din timp, să le poți trimite un link, de exemplu, de Zoom sau de Skype sau, mă rog, pe ce platformă doresc, și să participe la oră. Ar fi modalități, ne putem gândi la orice modalitate pentru a veni în ajutorul celor care chiar își doresc să lucreze și să facă ceva. Dar, v-am spus, datele trebuie adunate. Nu știu dacă, și e părerea mea personală, dacă vom putea vreodată să facem un sistem unitar, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm și pe zona aceasta tehnologică, nu trebuie să începem să ne upgradăm pe partea aceasta și, în primul rând, să gândim aceste ore și aceste lecții ca să ele să vină în ajutorul copiilor. Și ceea ce spuneam și mai în emisiunile trecute, da? Aș merge și pe aceste resurse educaționale deschise, dar cu niște drepturi de autor. De ce? Dacă eu fac o lecție extraordinară, da, pe care mi-o postez pe net, până la urmă este munca profesorului sau a colectivului de profesori? Da, este inteligența acelor oameni care trebuie până la urmă remunerată. Răsplătită.
fi răsplătită. Da? Pentru că, totuși, dacă scrii o carte, ți se pune ISBN-ul pe ea, ai niște drepturi de autor. Dacă faci, și aici o inovație la clasă, da? O idee prin care tu transformi o informație în ceva plăcut pentru copii, este până la urmă munca ta, gândirea ta, inteligența ta și cred că ar trebui într-un fel sau altul răsplătită. Și atunci oamenii s-ar mobiliza mult mai bine. Pentru că gândiți-vă, dacă o lecție ți-o ia 500 de profesori pentru a lucra pe ea și a gândi celelalte, ar fi un beneficiu și pentru ei și pentru cel care a stat și s-a chinuit. Nu e așa, nu e atât de simplu. Ca să îți creezi o lecție sau să structurezi lecția, structurezi o lecție pe online, e destul de greu, pentru că tu trebuie să ai niște etape, trebuie să cunoști un soft. Ai nevoie de un soft de imagine, ai nevoie de un soft audio, ai nevoie de un calculator performant care să aibă o placă audio și una video de calitate ca să poți să lucrezi. Profesorii au așa ceva? Adică cât la sută din profesorii din Brașov sunt tehnologizați în această măsură? Sau fiecare s-a descurcat deocamdată? Acum n-aș putea să spun câți la sută, pentru că nu s-a făcut o statistică. Nu s-a făcut o statistică sub forma, de forma aceasta. Oricum, colegii intrând și ținând ușorele pe partea asta de online, clar că au avut un device, ori un computer, ori un laptop, ori în cel mai rău caz un telefon mobil cu touch ca să poată să lucreze. Dar una este transmisia aceasta, da? Unde ai un discurs, încerci să faci un dialog, transmiți niște informații, și alta e o lecție pe care... Learning-ul în sine. Da? Gândiți-vă la un documentar, da? De 15 minute, că nu-l fac mai mare, nici nu o să vedeți documentare mai mari de 15 minute, poate episoade sau împărțit în mai multe părți, dar în 15 minute se lucrează undeva la 3-4 luni de zile pe un documentar de genul ăsta, până găsești imaginile care să fie, nu știu, reprezentative pentru lecția respectivă, să găsești modalitățile de a înțelege copilul ceea ce tu ai vrut să spui, și nu numai unul, ai 30 în clasă, da? Să combini partea, coloana sonoră cu ceea ce spui tu, cu imaginea, pe o anumită structură de propoziție, să îți apară o anumită imagine. Deci până faci toate aceste, cei din televiziune știu despre ce e vorba, și pentru că ei fac montaj la fiecare emisiune și câteodată sunt presați atât de mult de timp că spun, domne, dacă în 5 minute nu mi-ajunge, eu nu mai pot să fac montajul data viitoare. Corect? Așa este. Asta știu că am făcut și eu 2 ani de televiziune, când era și mă loveam de partea asta. Da? Ei, nu poți altfel. Și atunci, ca să faci o lecție extraordinară, care să fie talon, ai nevoie de mai multe resurse. Da, așa putem să lucrăm, dar noi trebuie să încercăm să creăm acele resurse de care să beneficieze toți copiii. Și eu cred că acum este un pas de pornire în ceea ce va trebui făcut. Îmbinarea tradiționalului cu partea de soft. De soft. Pentru că... Da. Vă rog. Da, ziceam că pentru că numai așa putem să creăm un sistem educațional complet. Am trecut prin această perioadă, am văzut cu toții ce se întâmplă, da? Ei, acum dacă începem să gândim lucrurile, eu zic că va fi ok.
Da, acum, cel puțin în perioada aceasta, aceste lucruri pe care s-au luat și s-au luat într-un mod benefic pentru tot ce înseamnă sistemul de învățământ. Bineînțeles că cei din a 12-a nu mai dau, nu să mai, așa se spune acum, dumneavoastră, dar să spuneți, nu mai dau din materia din semestru 2 și nu o să fie trecută pe partea de examene. Se vorbea foarte mult cum o să recupereze cei din a 11-a, jumatea de semestru, pentru că ei vor avea și anul viitor, tot anul întreg, dar și jumătatea aceasta de semestru de a 11-a. Era o întrebare de la un telespectator. Da, am spus că pentru majoritatea vor fi făcute aceste ghiduri metodologice și planuri remediale pentru a putea pentru a putea să-i ajute, să fie ajutați copiii să recupereze materia pe care nu au reușit să o facă acum. La partea de clasa a șaptea, la evaluare națională, de exemplu, dacă luăm evaluarea națională, sunt multe lucruri care se recapitulează în clasa a opta. Și atunci nu vor avea această problemă și nu va fi atât de presant pentru ei. Întotdeauna colegii noștri, acum să fim serioși, hai să ne gândim la modul cinstit, da? De multe ori se făceau și copiii învățau, dar pe perioada verii, când ajungeau la începutul unui nou an, trebuia încă o dată să mai faci recapitularea în primele ore din toată partea de clasa a șaptea sau a șasea din anul precedent, pentru a le aduce și le a reaminti informațiile predate atunci. Totuși s-a predat până în martie, da? Deci până prin 10 martie s-a făcut predare. Noi avem martie, aprilie, mai. Sunt 2 luni în care nu s-a făcut iunie predare. Deja, oricum iunie era deja de încheiere și final. Și se erau iarăși intrau în examene. Un examen. Ultima parte și din aceste luni, adică să zicem sfârșitul lui aprilie, începutul lui mai, erau de consolidare și de a recapitula cunoștințele care au fost predate până acum. Deci doar o mică parte din ceea ce se mai preda a rămas descoperită și atunci nu este o problemă chiar atât de mare să o poți recupera în anul viitor. Dacă începeam din noiembrie și intram în sub forma iunie. Asta, în iunie aveam o problemă și atunci, într-adevăr, trebuiau gândite alte soluții, altfel de... Era alt sistem de cumulare a informației. Da, de asta vă spun că lucrurile se schimbă de la o zi la alta, de la o oră la alta sau chiar de la un minut la altul, în funcție de evoluția problemei. În momentul acesta noi am făcut predare. Majoritatea, undeva la 70%, 80% din materie a fost predată. Da? A mai rămas doar partea de acel 20% plus consolidare, plus celelalte lucruri. Ei, da, mai avem o... Și să ne gândim... Eu am prins acea practică la câmp. La licee, da. Păi ne duceau intram în 15 septembrie la școală, stăteam o săptămână și intram în practică. Și ne mai întorceam la jumătatea lui noiembrie, da, în școală. Și se încheia trimestrul în decembrie și totuși parcurgeam și materie și făceam și carte și... Înțelegeți? Da, avem o întrebare de la telespectator, că de aceea suntem în live. Teme date în sistem online, da sau nu? Acum asta ar putea ține și de profesor. Adică teme,
teme în așa fel încât doar să încarce pe elevi. Acum nu vorbim de temele acelea ușoare. Nu. Vorbim de, și întotdeauna s-a recomandat profesorul să discute cu clasa, cu nivelul clasei, cu ceea ce își dorește clasa și copilul. Da, dacă el își dorește să facă mai mult, da, atunci se pot, da, dar hai să nu le spunem teme, le dăm, nu știu, să facă, am vrut să zic, cercetare, nu cercetare, le dăm anumite direcții prin care ei să găsească anumite informații necesare în momentul când discutăm la clasă. Dar nu s-a recomandat și nu s-a pus problema niciodată să se dea teme, să se încarce elevul, pentru că oricum suntem într-o situație presantă și nu mai trebuie noi să mărim această presiune. Da, dacă la nivel trebuie date clasă, recomandări poate în nivelul clasei sau să se lucreze în grup. Uite, de exemplu, îl vedeam pe cel mic al meu, da? Că da, vă rog. La un moment dat mi-a pus câteva întrebări. Zice, ai citit Purgatoriu? Bă, zic, l-am citit. Cum e acolo? Păi zic, nici eu nu mai știu cum e, că l-am citit de mult. Hai să vedem un pic, era, pe urmă m-a întrebat. Să vă uitați în camera laptopului, vă rog. Da, da. Zic, hai să ne uităm un pic pe net să vedem despre ce e vorba acolo. Hai să ne mai uităm un pic să vedem acolo. Ei, sunt date niște direcții, da? În care să el să se regăsească și să-și învețe. Să învețe, nu temă tradițională sau sub o altă formă. Sau mă întreba, păi spune-mi un pic despre ce e vorba în Renaștere și de ce Biserica Catolică, Papa, de exemplu, a finanțat atât de mult toate actele și de cultură și economice și ce se întâmplă acolo pe perioada Renașterii. Ei, ce i-am spus din punct de vedere cultural, că acolo mă pricepeam, din punct de vedere economic sau din celelalte puncte de vedere. Iarăși am zis, hai să ne uităm un pic și să vedem despre ce este vorba. Dar astea sunt niște recomandări. Și ar trebui să fie recomandări. Da, da, doamna Farca și ne mai precizează că copiii mei sunt gemeni în clasa a șaptea, adică nici măcar așa, au teme online la fiecare materie. Da. Da, vedeți, asta înseamnă online, nu, să primim aceste lucruri. Într-adevăr, mie acum ca idee, este foarte bine că într-adevăr profesorii își dau silința și vor să capaciteze elevii și vor să îi aducă pe anumite lucruri și să învețe să se descurce, într-adevăr. Dar acum ar trebui unii profesori, cel puțin, nu vorbesc de mediul liceal, pentru că la mediul liceal este altă gândire, altă concepție, nici acolo, dar cel puțin clasele mai mari, ca și la universitate, da? La universitate intră profesorii, îi predă anumite lucruri și după aceea este studiu individual. Dar clasele 1-4, clasele 5-8, nu vă supărați pe mine acum, dragi profesori, acum cel puțin eu am trăit într-o casă cu profesori și părinții mei sunt profesori. Nu îi burdușiți în această perioadă de aceste teme, pentru că odată stresul părinților care stau acasă din anumite lucruri conjuncturale, după care stresul lor, cel puțin că nu au această interacțiune, da? O această unire cu competiție între ceilalți. Mie mi se pare puțin exagerat să faci chiar așa teme online. Este o părere personală, acum vă întreb și pe dumneavoastră. Uitați, totuși copiii gemeni la clasa 7. Acum a scris doamna că se dau teme, nu se dau direcții. Da, acum le putem numi și teme și aceste direcții, pentru că în momentul când dai o sarcină de făcut cuiva, poate da, să... Da, depinde acum cât de multe și cât de presante sunt.
V-am spus, recomandările noastre au fost întotdeauna de a face aceste lecții cât mai plăcute, cât mai lejere și cât mai aproape de copii. Ceea ce vă spuneam și se adeverește, da, e faptul că și pe noi, cadrele didactice, această pandemie ne-a luat pe nepusă masă și cu partea de tehnologizare. Și v-am mai spus, una e să faci un proiect și să lucrezi pe acest proiect între două clase, două școli, două, nu știu, două județe într-un anumit moment, pe o anumită materie în care să faci niște experimente, în care să faci, mai știu eu ce, lucruri pe care mi le-am propus în proiectul respectiv. Și alta e să preiei o situație în care tu trebuie să lucrezi cu copiii și mai ales cu cei mici. Pentru că e de la distanță cu cei mici, cel puțin că ai o clasă de 30, este foarte greu. Este foarte greu. Și încerci toate variantele câteodată. Într-adevăr, poți să depășești o anumită limită, pentru că nu mai ești ca în sala de clasă să... Unde toți sunt focusați. Exact, să intri în contact cu ei, să îi vezi, să poți să-ți dai seama de fiecare cât a priceput, cât n-a priceput, ce idee trebuie să mai... pe ce idee să mai revii sau să o mai explici încă o dată ca totul să fie clar. Și atunci eu cred că din dorința de a face lucrurile cât mai bune și cât mai bine, există și scăpări de genul acesta. De multe ori... Ar trebui părinții să vorbească și cu profesorii. Eu de asta... Luați legătura de fiecare dată cu profesorul. Cadrul didactic sau cu dirigintele. Pentru că, uite, vă dau un exemplu. La un moment dat l-am pus pe cel mic al meu, nu-i mic, că e în clasa 9 acum, nu mai e mic, tot cel mic. L-am pus să zic, băi, hai, facem oră de lectură. Și ne-am apucat. După vreo două capitole, zice, eu nu mai pot, zice, vreau să fac și altceva. Și planificase el altceva. Și zic, hai mă, încă un capitol, știi? Profesorul din mine a zis, hai mă, încă un capitol, da? Pe când lucrurile puteau să rămână acolo. Deci targetul era făcut, da? Puteau să rămână acolo, să merg în a doua zi cu cealaltă parte de informație și de cerință. Dar câteodată, pentru a fi sigur că lucrurile sunt bune și se întâmplă așa cum ar trebui să se întâmple și... Câteodată să știți că și din necomunicarea asta între părinte și profesor se mai apar divergențe. De ce? Profesorul încearcă de cele mai multe ori să mulțumească părintele. Dacă tot ajungem la situația asta, haideți să discutăm și problema. Așa e. Așa este. De multe ori, educația pe care noi o facem și informația pe care o dăm copiilor este atât de criticată încât nu mai știm cum să procedăm ca să fie bine. Da? Ori predăm prea mult, ori predăm prea puțin. Ori dăm teme prea multe, ori nu dăm teme deloc. Facem comparație între două clase și între doi profesori, dar nu ținem cont de niște caracteristici ale acestor clase. De copiii care sunt în clasele respective. Pentru că eu nu pot să predau și să am o abordare asupra unei clase cum am la cealaltă clasă. Dacă am 4 ore cu aceeași temă, da, eu le voi preda la 4 clase, eu le voi preda diferit, nu ca și conținut, ci ca formă. Da, pentru că sunt poate alte clase, alte structuri, alte zone. Alt profil. Da. Clar. Și atunci trebuie să mă adaptez. Și niciodată nu vom putea pune
pe picior de egalitate două cadre didactice care chiar dacă predau la același nivel de clasă cu aceeași lecție, da? Pentru că sunt multe alte elemente de care trebuie să ținem cont. Ei, da. Poate pentru a mulțumi pe toată lumea, omul ăla care intră și face și își caută materiale și din astea, zice, băi, să fie mulțumit și părintele, să nu zică că am stat o oră cu el sau am stat o jumătate de oră și am povestit despre, nu știu, vânătoarea la struți, da, între ghilimelele de rigoare. Da? Nu știu despre ce. Și atunci apar, normal că apar și aceste lucruri, dar sfatul meu este, vorbiți direct cu domnul profesor, cu doamna profesor, cu dirigintele, pentru că ei sunt cei în măsură să rezolve aceste probleme și nu cred că nu se rezolvă aceste probleme. Se pot discuta lucrurile, orice se poate rezolva, credeți-mă, orice se poate rezolva dacă găsim cale de comunicare. Da, vreau să puțin să trecem la un alt subiect, cel puțin dincolo de acest aspect online și cred că vă mulțumim, doamna Farca, și că ne-ați spus treaba aceasta și este foarte, foarte importantă această precizare. Ne mai precizează că eu mă bucur, dar mult stres psihic și fizic atât pentru copii cât și pentru mine ca părinte. Exact acest lucru va preciza și domnul inspector general adjunct, să vorbiți și să aveți o comunicare cu dirigintele, dacă nu cu profesorul respectiv. Și dar dacă, nu numai dacă nu are curajul acolo, mă poate contacta și putem povesti exact pe subiect și pe partea de problemă pe care doamna o are și discutăm din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere. Domnul inspector, am mai intrat încă un subiect pe această discuție legată de școală. Această titulatură a unor și vreau să da, ne și mulțumește doamna Farca și noi îi mulțumim pentru întrebări și pentru amabilitate și cu mare drag vă mulțumim că vă uitați la noi și asta este și rolul emisiunilor noastre și vă mulțumim pentru că uite televiziunea grupului Viu Brașov aduce alături de voi oameni care într-adevăr poate să vă comunice anumite aspecte și asta vrem să facem. Bineînțeles, echipa noastră, pentru că suntem mai mulți din mai multe domenii, o să vină alături de voi. Dar mai este un aspect pe care cineva mi l-a semnalat, că există, nu știu cum să spun și nu înțelegeau puțin rolul, este impropriu spus mediator școlar. Ce înseamnă aceste zone? Pentru că bineînțeles, pe zona aceasta există o lege a medierii, iar aceștia nu au competențe pe zona medierii, dar totuși sunt impropriu spus mediatori școlari. Aceasta o putem noi semnala cei de la Corpul Profesional al Mediatorilor din județul Brașov. Bun. Acum, când vorbim de mediator școlar, este e diferit de ceea ce vorbim de termenul de mediator ca și profesie. Ca și profesie. Mediatorul școlar, da, apare și în standardele ocupaționale pe un cod COR 334010, da? 334.010. Da. Ideea este următoarea, e pe domeniul strict de educație și formare profesională. Adică, ce face acest mediator? E doar la nivelul școlii. El funcționează la nivelul școlii și acționează ca un agent între comunitate și școală. Adică face relația dintre comunitate și școală. Duce comunitatea în școală și școala în comunitate. Responsabilitățile ar fi următoarele.
facilitează dialogul școală-familie-comunitate, da? Pentru a face, mai ales în comunitățile unde există copii cu probleme, copii care poate nu vin la școală, probleme familiale au. Deci sunt multe cazuri în care această persoană se duce și încearcă să le rezolve. Copilul să fie adus la școală, să parcurgă cursurile, să nu rămână neșcolarizat. Deci ei se merg pe această direcție. După aceea, e mai mult un facilitator, dacă putem să spunem așa. Asta am zis, că facilitează dialogul acesta dintre școală și comunitate. Mai mult, monitorizează copiii de vârstă preșcolară, da, care nu au fost înscriși la grădiniță, și sprijină familia în vederea înscrierii lor la o unitate de învățământ. Pe urmă, monitorizează copiii de orice vârstă care nu urmează cursurile, învățământul obligatoriu, da? Și vine și propune atât Consiliului Școlii, Consiliului Profesoral, Consiliului de Administrație, soluții de recuperare a materiilor sau a informațiilor pierdute din timpul școlii, programe de recuperare, programe de educație alternativă. De multe ori mediatorii ne-au propus și a doua șansă sau școală după școală, da, acolo unde era cazul în comunitățile respective și în unitățile, OAT-urile unde existau probleme. Pe urmă, actualizează baza de date despre copiii aflați în abandon școlar și monitorizează situația școlară și activitățile extrașcolare ale acestora. Mediază conflictele între familie, comunitate și școală. Deci totul se întâmplă între comunitate și școală. De asta cred că termenul a fost dat de mediator școlar. Da? Da. El lucrează. Oricum ar trebui să se facă, și asta o propun și public, să se facă și un protocol între Consiliul de Mediere la nivel de România cu Ministerul Educației și, bineînțeles, pe fiecare județ în parte cu CPMJ-urile din fiecare de județ. Și cred că o colaborare foarte bine între profesia de mediator și aceste instrumente ar fi benefică, cel puțin pe abordarea unor subiecte care ajung într-adevăr mai departe decât zona de casă, da? Ca să zic așa, pentru că totuși ieșirea în comunitate trebuie să se facă de către profesioniști, și așa este și la dumneavoastră. Da, corect. Acum, de asta vă spuneam, rolul mediatorului nostru, mediatorului școlar, este strict, exact între comunitate, familie și școală. De obicei sunt psihologi sau cine sunt încadrați pe aceste funcții? Da, în general sunt psihologi, sunt oameni care au pregătire în domeniul acesta. Da, foarte bine și mulțumesc foarte mult că am putut să discutăm și problema aceasta, și chiar o să ajungem cu o propunere către Consiliul de Mediere la nivelul României cu Ministerul Învățământului să se facă un ajutor reciproc pe aceste subiecte, pentru că totuși sunt probleme foarte importante și sunt probleme care se pot rezolva foarte foarte frumos cu oameni specializați și nu numai, o îmbinare între oamenii, cei care lucrează deja și cei care sunt avizați pentru a media tot ce înseamnă zona aceasta de conflicte. Mai avem o întrebare. Cum intenționați să descongestionați programele școlare pentru ce înseamnă zona aceasta de județul Brașov, și dacă sunt ceva direcții de la Inspectoratul Școlar?
De la nivelul inspectoratelor putem să venim cu propuneri pentru... Ce propuneri sunt sau dacă sunt propuneri de genul acesta? V-am spus că acum formăm grupurile acestea de lucru pe parte metodologică și cu această ocazie cred că vom încerca să găsim și noi soluții, mai ales că aceste propuneri sunt venite și de la colegii noștri, profesori, și de la elevi, și de la părinți. E foarte greu să schimbi dintr-o dată un sistem întreg, dar cred că începându-l vom avea rezultatele dorite. Într-adevăr, avem câteodată conținuturi mult mai multe decât ne-am fi dorit și copiii și părinții resimt lucrul acesta. Dar ele au fost acumulate în ani de zile. Și tocmai din acest motiv trebuie să vedem foarte clar cum o să regândim programele ca să nu mai fie nici atât de încărcate, dar și să aibă o logică și o cursivitate, începând de la clasa pregătitoare până la clasele terminale, până la clasa 12-a. Da? Pentru că atunci dacă scoți anumite conținuturi de la nivelul programelor și din ceea ce se întâmplă la nivelul liceului, vor trebui făcute la nivelul universității și recuperate. Sau, mă rog, pe diferite alte, să zicem, trasee. Dar eu cred că încetul cu încetul această pandemie ne-a făcut că, vedeți, în tot rău e și un bine. Proverbul acesta prinde foarte, foarte bine. În tot rău există și o parte bună. Ne-a făcut să începem să ne redescoperim. Să ne redescoperim și ca oameni, să ne redescoperim și ca profesori, să ne redescoperim și ca elevi și chiar ca părinți, am început să ne redescoperim, să ne mai uităm. Plecam dimineața, veneam seara, nu mai aveam niciun fel de legătură nici cu familia, nici cu copilul, nici cu... eram așa într-un tipar din ăsta zilnic. Aveam un coleg în facultate pe care zicea, uite-te și la mecanicii ăștia. Și zic, la care mecanici? Uite, dimineața se urcă în troleu, pune mâna pe bara de troleu, se prinde de ea, la a treia stație coboară și asta o fac în fiecare zi. Ei, cam așa ajunsese. Am început acum să regândim toate aceste lucruri. Valori. Și aceste valori. Să ne întoarcem la valorile pe care noi le aveam. Să începem să fim umani, să începem să gândim cum ne putem ajuta între noi, să începem să redescoperim și acea parte a predatului către elevi, să ne dăm seama că nu mai putem avea la un moment dat anumite tipare pe care să le folosim doar pe acelea și trebuie deja să avem o altă deschidere. Da? Trebuie să ne gândim și elevii și-au dat seama că valoarea profesorului, eu asta sper că și-au dat seama, valoarea profesorului de la catedră nu poate fi înlocuită de niciun device. Cu nicio tehnologie. Da. Cu nicio tehnologie. Da? Părinții cred că au înțeles ce înseamnă școala și ce înseamnă profesorul la clasă. Da? Și care este valoarea lui acolo. Când, și apropo, fac o paranteză, când eram la începuturi, am avut un cor de aproape 50 de copii și am făcut câteva filmări la Mora de la Ohaba cu piese, prelucrări folclorice foarte frumoase și am mers cu un părinte care pe vremea aceea făcea filmări.
Și erau, aveam doi băieți și vreo 48 de fete. Și vă dați seama, costumele populare, toate. Una venea, leagă-mă acolo, strânge acolo, fă astea, se mai certau între ele, mai vorbeau, mai... La un moment dat, domnul acesta, extraordinar de simpatic și de un om minunat, și la una dintre fetele lui am fost diriginte, prima mea promoție. Puteți să-i dați și numele. Da, domnul Băcilă. Un om extraordinar și zice, domn profesor, zice, cum reziști? Că eu am două acasă și le-aș omorâ în fiecare zi. Zic, stai așa că lucrurile stau altfel. Bine, în ghilimele, ca să nu se trezească alții. Că... Da, între ghilimele de derivare. De asta vreau să vă spun. Stând acum acasă cu copiii și părinții și-au descoperit proprii copii, au stat să se gândească, cred că, și la faptul că un profesor stă cu 30 în clasă și încearcă să facă și să le transmită și informație și să educe pe cât se poate în cele 50 de minute, iar într-o oră, impropriu spus de 50 de minute, da, ora e cu pauză cu tot, da, în acea perioadă ar trebui respectul să fie reciproc, mai ales că în acea clasă ai putea să ai copii cu cerințe educaționale speciale, ai putea să ai copii cu diferite probleme în familie, ai putea să ai copii care au niște, în sufletul lor, au niște traume pe care nu și le pot exprima sau le e frică să le exprime sau le e frică să se manifeste și atunci... Trebuie să înțelegi, dar și profesorul de la catedră ar putea să aibă același lucru. Și atunci nu rămâne decât acest respect reciproc și cred că oamenii au început să-și dea seama. Da, frumos spus, și mai avem câteva minute și încheiem această intervenție și o să ne revedem în jumătatea părților după examenele de maturitate, cum le spunem noi, și toate examenele și tot ce înseamnă acesta, ca să vedem o evaluare la nivelul Brașovului, să vedem unde ne situăm, cel puțin și după această zona online, pentru că este foarte interesant să vedem unde ne situăm și să vedem dacă într-adevăr cel puțin și o perioadă de genul acesta a fost totuși benefică ca elevul să stea și să se aprofundeze și aprofundeze mai bine pentru tot ce înseamnă cerința examenelor de maturitate, vorbesc de bacalaureat. Acum la, o întrebare, la câte materii se dau acum în principiu la bac? Păi sunt materiile de specialitate și cea de alegere, trei probe și acolo unde există și limbă maternă, să dă și limba, probele în limba maternă. Da? Era o discuție și nu știu dacă este valabilă sau nu, o altă întrebare, dacă se dau întâi scrisul și după aceea cele care sunt pe format online sau invers? Era normal până acum? Deci deocamdată, sau doar încă sunt discuții? Deocamdată, pe ceea ce am discutat, se va da partea scrisă, da? Deci facul teoretic. Bacul scris. După aceea, având în vedere competențele care duc, trebuie ținut cont de multe lucruri. Competențele se țineau la nivelul liceelor, da? Copiii participau, trebuiau să stea acolo, nu exista distanțare socială până sunt ascultați, până sunt există comisie, dar s-au luat în calcul și aceste lucruri, tocmai pentru că suntem într-o situație specială. Nu suntem într-o situație normală în care începeau competențele cu o lună de zile înainte, iar după aceea se dădea bacalaureatul. Deocamdată, partea cea mai importantă din punctul meu de vedere este acest
bacalaureat scris, adică proba cea mai importantă. De această probă depinde media copiilor, da, se pot înscrie la facultate mai departe, deci este examenul cel mai important, partea cea mai importantă din tot acest, hai să zic, această metodologie de BAC. Competențele s-ar putea da și după aceea, da, și să fie întinse pe o anumită perioadă de timp, tocmai pentru a putea intra câte 2, 3 copii, 5 copii într-o sală de clasă, pentru că și bazele materiale pe care noi le avem, era o glumă pe net, zice, cum se dă sau cum e coada la BAC în Suedia, știi, se duce până la Polul Nord sau ceva de genul ăsta. Adică stai din 3 în 3 metri, dai seama că nu poți să ai atâtea spații și atâtea comisii și ai nevoie de o perioadă mult mai mare de munca timp. Da, munca este destul de mare și mulțumim foarte mult. Cel puțin pe această zonă avem și o concluzie a doamnei Farcaș și sperăm să fie. Respectăm cadrele didactice, de acum îi voi respecta și mai mult. Vă mulțumim că uite prin această emisiune suntem la același sentiment. Deoarece acum mi-a fost și mie și mi este mai greu să-mi sprijin singurii copii la învățat. Bineînțeles, acum aș da seama ce înseamnă un profesor cu cei 30 de elevi în clasă. Mult respect și mă aplec în fața tuturor cadrelor didactice, ei înseamnă mult. Vă mulțumesc cu drag. Domnule inspector general adjunct, vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi, uitați astăzi, și am dat niște direcții și niște informații celor care s-au uitat la noi. O concluzie așa înainte de ce o să urmeze, cel puțin pe structura voastră a inspectoratului și dacă sunt ceva direcții în plus. Ce pot să spun? Aș vrea să-i răspund prima dată doamnei. Există și sentimentul reciproc. Toți profesorii și... sau hai să nu spun toți, pentru că în orice comunitate și în orice profesie poate să existe și ceea ce nu ne dorim. Dar noi dorim toți. Noi ne dorim să fie toată lumea, dar nu există om fără greșeal, da? Toți greșim și atunci vreau să-i spun că un diriginte, un învățător, un profesor de la clasă care lucrează 4 ani sau 8 ani cu un copil, da? Se atașează de acel copil și îl consideră câteodată ca pe propriul copil. Încearcă să-l sfătuiască, încearcă să-l ajute, încearcă să-i vină în sprijin. Într-adevăr, câteodată și acasă mai strigi la copilul tău, îl mai cerți, îl mai dojenești, da? Nu cred că acasă, ceea ce mi se pare total deplasat, când aud câteodată doar prin conversație, doar prin discuție. Păi, corect, prin discuție, prin conversație, dar câteodată tonul vocii, da, duce conversația. Trebuie să fie adaptat măsurilor. Se adaptează măsurilor. Ei, reciproca este valabilă. Profesorii chiar țin la copii. Și uitați-vă că spun nu elevi, pentru că nu suntem o tagmă separată și suntem acolo unii de o parte a baricadei și cealaltă de cealaltă parte a baricadei. Nu. Noi suntem acolo pentru că 90%, 95% sau 99% dintre noi ne-a plăcut meseria aceasta. Și am fost poate inspirați sau ghidați sau de unul dintre profesorii pe care noi i-am avut. Am văzut lucrurile prin ochii profesorului respectiv și ne-am ales acest lucru și tocmai din acest motiv și ținem la copii. Acum, că aceste sentimente ni le putem arăta mai mult sau mai puțin sau sunt ține de caracterul fiecăruia, de
exteriorizarea fiecăruia dintre profesori. Dar credeți-mă că dacă stați de vorbă cu ei și nu plecați de pe principiul că nu au dreptate și că numai de o parte există dreptate, o să vedeți că dați de niște oameni care și înțeleg lucrurile, care și pot să dea niște sfaturi bune, care vă puteți apropia de ei și să realizați împreună cu clasele în care sunt copii niște lucruri extraordinare. De sfatul meu este, și cred că pandemia asta ne-a dus la redescoperirea legăturilor între noi ca oameni și a umanității din noi. Iar pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare, oricând doriți, vă stau la dispoziție cu informații. Oricine poate să îmi transmită și pe mesaj și pe mail-ul meu informații, adică ceea ce dorește să afle, și voi răspunde punctual cu ceea ce există în acest moment. Ceea ce se va întâmpla, v-am spus, depinde de la zi, la oră, la minut, pentru că în funcție de cum vor evolua lucrurile, așa vom lua și noi deciziile. Da, vă mulțumesc foarte mult și eu zic că ne vom întâlni, bineînțeles, după această perioadă de evaluare, ca să putem să vedem exact care sunt și scorurile, bineînțeles, județului Brașov, și să vedem pentru ce ne pregătim în discuțiile viitoare. Vă rog frumos, în momentul în care vom anunța, cam în, eu zic, o lună, o lună și ceva, o nouă intervenție a domnului inspector general Acșun, să ne transmiteți ideile, informațiile, întrebările către noi, ca să vă putem și răspunde. Și eu vă mulțumesc foarte mult că aceste live-uri sunt interactive și vă mulțumesc celor care s-au uitat până acum la noi. Bineînțeles, doamna Farcaș și ne transmite foarte adevărat, așa este, vă mulțumesc din suflet și multă sănătate tuturor și dumneavoastră la fel, și putere să și multă sănătate copilașilor dumneavoastră, că nu este așa de ușor pe cum pare. Da, doamnelor și domnilor, aici se încheie transmisiunea noastră. Într-adevăr, de fiecare dată când vom intra în direct, cel puțin pe această zonă de educație, sperăm să aducem cât mai multe informații în plus către zona dumneavoastră de interes și, bineînțeles, să fim alături de comunitate. A fost alături de noi la televiziunea grupului Brașovu, în emisiunea Business and Living, de domnul profesor Ioan Negrin, inspector general adjunct, inspectoratul școlar județean Brașov. Și, bineînțeles, educația înseamnă și adaptabilitate, este esențial să continuăm școala din orice punct și orice mod. Domnule inspector, un ultim cuvânt, bineînțeles, după care rămâneți în continuare în transmisie directă și ne vom vedea noi în backup. Dar asta este un ultim cuvânt. Înainte de promo. Da, să avem răbdare. Eu sunt convins că totul va fi bine și va fi un nou început. Și lucrurile vor intra pe făgașul normal, așa cum trebuie să intre. Doresc tuturor colegilor mei profesori putere în aceste momente, echilibru și răbdarea necesară, și părinților și elevilor la fel și lor, pentru că și ei au nevoie de acest echilibru, de această răbdare, și până ne vom întâlni cu toții și vom putea să stăm față în față fără să avem măști pe față sau mănuși în mâini, eu cred că trebuie să ne adaptăm. Răbdare, înțelegere și un weekend cu soare și plăcut, măcar să bată soarele în geamuri dacă nu putem ieși pe afară.